Aparatul de față l-am construit la provocarea lansată de un grup de mai mult de 300 de ingineri din întreaga lume, care în urmă cu 5 zile au venit cu ideea de a construi un ventilator cât mai simplu și open source, pentru a putea fi folosit de către oricine ar avea nevoie. Mai multe informații despre irlandezii ce coordonează proiectul le găsiți în linkul de pe ecran. Plecând de la premiza că oxigenul tehnic este extraordinar de ieftin, eu am ales o altă abordare, pe cea a transformării reversibile a unui aparat existent într-un ventilator pulmonar. Un astfel de dispozitiv poate asigura atât ventilare cu aer atmosferic, cât și cu proporții variabile de oxigen. De asemenea, proporția dintre cele două gaze poate fi determinată destul de precis, iar aparatul are inclusiv barbător pentru umidificarea oxigenului. Nu în ultimul rând, cu ajutorul măștii, administrarea se poate face chiar hiperbarică, deci puțin peste presiunea atmosferică, facilitând astfel inspirația celor cu probleme respiratorii. Filtrul folosit aici este de tipul cu polifosfat de sodiu, utilizat pentru dedurizarea apei curente. Este demontabil, așa că va trebui desfăcut, golit de cristalele de polifosfat, spălat și uscat. În cazul de față, rolul lui este de a reține orice fel de mirosuri prezente în aerul comprimat, așa că după uscare va trebui umplut cu granule de carbon activ. Aceste granule le-am obținut demontând un filtru cu carbon folosit în instalația de alimentare cu apă. Prinderea lui pe suport a fost realizată cu ajutorul unui colier folosit de către instalatori la montarea conductelor de apă. Nu există o dimensiune minimă a acestui filtru, deoarece debitul de aer nu este foarte mare și nici capacitate oxidativă nu are, însă este de preferat să nu aibă totuși un volum mai mic de 150-200 de mililitri. În mod normal, într-o instalație de oxigen se folosesc elemente metalice cromate sau din inox, însă cum ventilatorul nu are rol permanent și nici nu este dedicat utilizării intensive, nu mi-am pus problema apariției oxizilor pe elementele metalice, decât după un timp suficient de îndelungat, iar oricum până atunci cu siguranță va ajunge înapoi aparat de sudură. Este însă foarte important ca toate aceste componente să fie noi și curate. De asemenea, nu trebuie să vă faceți prea mari griji nici cu privire la etanșeitatea îmbinărilor, deoarece aparatul lucrează la presiuni cu foarte puțin peste presiunea atmosferică, deci o etanșare cu bandă de teflon este mai mult decât suficientă. Deși inițial mi-am dorit să pot măsura și separat debitul de aer de cel de oxigen, într-un final am ajuns la concluzia că acest lucru nu ajută de fapt la nimic, așa că la robinetul de față puteți renunța oricând fără probleme. Cam așa trebuie să arate sistemul montat în această fază, cu racordurile metalice, robinetul și filtrul de carbon în poziție. Un alt aspect la care de asemenea am renunțat într-un final a fost măsurarea presiunii diferențiale a oxigenului versus aer, așa că și la racordul de furtun din imagine am renunțat, înlocuindu-l cu un dop. Veți vedea că măsurarea presiunii absolute a amestecului de gaze este suficientă pentru determinarea concentrației de oxigen în aerul inspirat. Confecționarea scalei de măsură începe cu o bucată de polistiren cu grosimea de 20 de mm și alte 8 găuri noi în tabla suport. Cu ajutorul unei pile triunghiulare am găurit acest polistiren, astfel încât colierele de plastic ce urmează a-l traversa pentru a fixa tuburile de sticlă să fie cât mai ușor de montat. Eu aici am folosit o placă de polistiren de 32 de cm lungime și 9 cm lățime, deci ceva mai lată decât aveam nevoie pentru tuburi, deoarece lângă aceasta va trebui să rămână loc pentru scala gradată. Tuburile folosite nu sunt altceva decât două pipete diferite, una de 25 de ml și cealaltă de 1 ml. Nu este atât de important volumul tuburilor, cât raportul dintre diametrele interioare ale acestora, care trebuie să fie cam de 5-6. Explicația se află în legea lui Pascal și definiția forței exercitate pe suprafața lichidului de către presiune, care este direct proporțională cu suprafața pe care aceasta se exercită. În fine, ideea este ca pentru o comprimare redusă a gazului din tubul mic să obținem o cursă cât mai mare a lichidului prin el, deci o măsurătoare cât mai precisă. Diametrul acestuia nu trebuie să fie prea mic deoarece apare capilaritatea, iar acelui mare nu trebuie să fie prea mare deoarece crește volumul de aer de deasupra lichidului și indicația din tubul mic va deveni foarte sensibilă la temperatura mediului. Un alt motiv pentru care am preferat pipetele în locul altor tuburi este că, deși corpurile pipetelor au diametre diferite, vârfurile au același diametru, putând folosi astfel un singur fel de furtun de conexiune. Mai mult decât atât, pipetele la vârf au un orificiu de diametru foarte mic, ce limitează astfel viteza de transfer a lichidului. În felul acesta, dispozitivul nu este foarte sensibil la variațiile de presiune determinate de alternanța inspirație-expirație, lăsând timp pentru citirea indicației. După cum spuneam, vârfurile pipetelor le-am unit cu ajutorul unui tub de cauciuc, iar fixarea acestuia în poziție am asigurat-o cu cele două coliere metalice. După așezarea ansamblului pe placa de polistiren, tuburile le-am strâns ferm cu ajutorul colierelor de plastic pe spatele plăcii suport. Lichidul folosit nu este altceva decât apă, colorată cu ajutorul unui colorant alimentar. În tubul mare trebuie adăugat circa 40 ml de lichid până când nivelul din tubul mic ajunge în dreptul indicației de 0 de pe scala gradată. Umplerea a fost făcută la final, aici verificând doar modul în care funcționează. Barbotorul nu are un rol critic în întreg sistemul, însă gazele comprimate în general sunt foarte uscate și au potențial ridicat de a usca mucoasele tractului respirator.
De aceea este indicat ca aceste gaze să fie trecute prin apă, umidificându-se. Astfel, aici am folosit un balon de sticlă de 500 de mililitri și un tub cu două căi, însă poate fi folosit orice sistem de barbotare, inclusiv un bidon de plastic cu două tuburi sau furtunul trecute prin dopurile acestuia. Singurele condiții pe care acesta trebuie să le îndeplinească sunt ca unul dintre tuburi să ajungă până la fundul lichidului, iar cel de-al doilea să se termine imediat sub dop. De asemenea, îmbinările trebuie să fie cât mai etanșe cu putință, acesta fiind rolul clemei metalice ce fixează sistemul de tuburi pe balon. Gâtul balonului l-am fixat elastic în inelul suportului cu ajutorul unei bucăți de armaflex de 20 de mm, care este un burete folosit la izolarea termică a țevilor și a conductelor. Deși a fost adăugat mai târziu și nu se vede în imaginile de față, poate cel mai important detaliu al barbotorului este spărgătorul de bule. În timpul barbotării sub un debit ridicat de gaz, apa prin care aceste gaze trec are tendința de a forma bule mari care, spărgându-se, împing apa înapoi prin tubul superior până în mască. Căutând cele mai simple și mai la îndemână soluții tehnice, aici am ales varianta de a utiliza jumătate dintr-un burete de vase, perforat pe jumătate din grosimea acestuia, începând dinspre partea mai rugoasă. Astfel, gazul ce-l traversează este nevoit să treacă prin canale de diametru foarte mic, iar când ajung în lichid, formează balone de dimensiuni reduse. Scala gradată a fost printată și decupată, iar apoi lipită pe bucata de polistiren cu ajutorul unei benzi dublu adezive. Gradațiile acesteia sunt adimensionale, adică nu au unități de măsură, deoarece calculul concentrațiilor de oxigen administrat este unul relativ la o măsurătoare anterioară. Valoarea de 0 trebuie să fie poziționată astfel încât variația de nivel a lichidului din tubul subțire să nu fie obturată de colierul de fixare. La montarea atât a racordurilor cât și a furtunurilor, este imperios necesar și insist pe asta să nu folosiți niciun fel de grăsime, cum este vaselină, săpun, ulei sau orice altceva. Doar apă. Dacă nu respectați aceasta, oxigenul pur poate aprinde aceste grăsimi în timpul administrării. Furtunul folosit aici este flexibil, cu diametrul de minim 8 mm. Nu folosiți un furtun mai subțire de atât, deoarece nu veți putea asigura debitul de aer necesar decât la presiune mai mare, solicitând astfel îmbinările. În acest caz nu este nevoie de niciun fel de colier, atâta vreme cât furtunul se poate introduce ușor forțat pe racorduri. Nu uitați că toate tuburile, racordurile metalice și furtunurile folosite să fie toate de 8 mm. Singura etanșare importantă este cea de la tubul de sticlă de diametru mare al indicatorului de presiune, deoarece o dezetanșare aici ar conduce la indicații imprecise ale concentrației de oxigen. În acest caz, un furtun de latex sau unul introdus ceva mai mult pe tub este de multe ori suficient. Clema care îl obturează la capătul liber este și importantă, însă poate fi înlocuită cu orice robinet de mici dimensiuni ce închide însă foarte bine, un clește puternic sau chiar îndoi la 180 de grade și legat cu o sârmă cât mai strâns. În timp ce obturați acest capăt, asigurați-vă că nivelul lichidului din tubul mic este în dreptul indicației de 0 de pe scala gradată. Compresorul de aer este unul clasic, fără mari pretenții, cel folosit de mine aici având o butelie de 24 de litri și o presiune maximă de 8 bari. Foarte important aici este ca acest compresor să fie dotat cu un manometru nu foarte mic pentru a fi ușor lizibil, dar mai ales cu regulator reglabil al presiunii de ieșire. Înainte de utilizare, reglați presiunea de ieșire a aerului din compresor la minim, dacă este posibil chiar la zero. Întorcându-ne puțin atenția asupra oxigenului, ar mai trebui spuse câteva lucruri despre sursa acestuia. Conform fișei tehnice de la Lindegaz, oxigenul medicinal are o concentrație de 99,5% oxigen și până în 0,5% argon plus azot, în timp ce cel tehnic folosit aici are 99,7% oxigen și până în 0,3% oxigen azot plus argon. Toate celelalte concentrații maxime sunt identice în ambele cazuri. Atât cea de hidrocarburi care este sub 0,5 părți pe milion, cea de vapor de apă care este sub 5 părți pe milion, respectiv dioxid de carbon care este sub o parte pe milion. Nu faceți confuzie între aceste două produse și oxigenul analitic, care într-adevăr are o puritate de 99,999%. Nu în ultimul rând, atât buteliile de oxigen ale scafandrilor, cât și camerele hiperbarice, inclusiv cele din spitale, sunt umplute de cele mai multe ori cu oxigen tehnic, care este mai ieftin. Constructiv, buteliile de oxigen medicinal se diferențiază de cele cu oxigen tehnic doar prin faptul că valva acestora din urmă este din alamă și nu din inox sau crom. Deși pe aparat a rămas butelia inițială de oxigen, aceasta nu poate fi folosită multă vreme, cea de aici având doar 0,67 de litri. Asta înseamnă că la o concentrație medie de oxigen în aerul administrat de 35%, autonomia este de maxim 45 de minute. De asemenea, costul de încărcare a unei astfel de butelii este identic cu cel al unei de 14 litri. Regulatorul de oxigen folosește un racord metalic ce nu poate fi înlocuit cu altceva, așa că cel mai simplu este fie să căutați unul special pentru acesta, fie să-l desfaceți pe cel de pe furtunul inițial cu care a fost prevăzut aparatul de sudură. Nici acesta nu are nevoie de colier, atâta vreme cât intră forțat în furtun.
Cele două furtunuri ale aparatului se conectează la cele două racorduri ale măștii, iar varianta cu două racorduri am adoptat-o din două motive. În primul rând pentru o mai omogenă umplere a volumului intern al măștii, lucru care facilitează inspirul, dar și pentru o mai bună omogenizare a amestecului aer-oxigen pe traseul până la mască. Rolul robinetului de aer este cel de a putea ține aparatul conectat la compresor atunci când nu-l folosiți. Dacă folosiți un compresor ce are deja robinet pe ieșire, de acesta nu mai este nevoie. Filtrele de hârtie folosite la ieșirea din compresor au în principal rolul de a opri eventualii vapori de ulei de la ieșirea din compresor, iar acestea trebuie schimbate de fiecare dată când se umezesc. Din acest motiv, bateria de filtre are racorduri rapide la ambele capete, încât pe durata celor câtorva secunde cât se face înlocuirea cu o baterie nouă de filtre, furtunul să poate fi conectat direct la compresor. Aparatul poate fi folosit foarte bine și cu altă sursă de aer, cea mai la îndemână fiind un aspirator reversibil. Aceste aspiratoare dau posibilitatea de a muta furtunul în partea opusă celei de absorbție, transformându-se astfel într-o pompă de aer. Atenție însă că nu toate au această opțiune. Adaptorul din imagine este cel folosit la pompele de aspirație nazală pentru bebeluși, iar la acesta se conectează direct furtunul de aer al aparatului. În cazul aspiratorului trebuie lucrat însă cu foarte mare atenție cu robinetul, deoarece nu mai aveți regulatorul de presiune. Masca este poate cea mai importantă parte a întregului dispozitiv, iar este la origine o semi-mască tehnică cu cartușe interschimbabile. Acestea i-am înlăturat cartușele filtrante, iar în orificiile acestora am introdus două piese metalice de racordare la furtun, cu schimbarea direcției la 90 de grade. Pentru acestea am confecționat 4 șaibe din textoli subțire, deoarece diferența dintre diametrul filetului și cel al corpului cilindric nu este suficientă pentru a etanșa pe corpul de cauciuc al măștii. La partea interioară, fiecare racord metalic l-am fixat cu ajutorul unui dop de jumătate de inch, pe care l-am perforat cu ajutorul unui burghiu de 8 mm pentru a permite astfel circulația aerului. Dacă doriți detalii despre realizarea acestor elemente, am mai pus aici un alt film cu aceste detalii, pe care din lipsă de timp nu l-am mai explicat însă. Oricum, imaginea veți vedea că sunt suficient de sugestive. Întorcându-ne la realizarea măștii, o mască hiperbarică este cea care permite administrarea unui amestec de gaze la o presiune mai mare decât cea atmosferică, însă în cazul de față nu cu mult mai mare. Astfel, al doilea pas este demontarea protecției și a supapei acesteia pentru a o înlocui cu una reglabilă. Supapa existentă este foarte sensibilă, așa că va fi deschisă de către cea mai mică variație pozitivă de presiune, nemai permițând crearea unei suprapresiuni în interiorul măștii. Oricât ar părea de neobișnuit, acest înlocuitor de supapă nu este nimic altceva decât dopul unui bidon de apă plată Evian de jumătate de litru. Vă dau toate aceste detalii deoarece bidoanele obișnuite au dopuri de diametru ceva mai mic, care nu vor mai închide la fel de bine pe scaunul fostei supape de cauciuc. Nu vă îngrijorați cu privire la lipsa unei etanșeități perfecte, deoarece debitul de aer pierdut pe acolo va fi foarte mic în raport cu cel de circa 15 litri pe minut asigurați de către aparat. Dopul trebuie perforat în centru cu un burghiu egal cu diametrul găurii de centrare a fostei supape, în acest caz cu unul de 5 mm. Căutați un șurub de circa 30 de mm lungime și pe el adăugați o șaibă și un arc moale, apoi treceți-l prin cele două găuri a măștii și a dopului. Prima piuliță are rolul de a nu lăsa dopul să alunece pe șurub în timpul funcționării și să se blocheze în alte poziții decât cea stabilită, iar cea de-a doua piuliță îl blochează în poziție, nelăsându-l să fie aruncat în afară în timpul expirației. Singurul lucru despre care nu vă pot spune prea multe acum este arcul, deoarece nu-i cunosc constanta elastică. Tot ce vă pot spune despre el este că este de circa 5-10 ori mai moale decât cel al unui pix. Oricum, forța lui de compresiune este reglabilă cu ajutorul piulițelor, însă faceți câteva teste în prealabil. Dacă este prea dur sau strângeți prea tare prima piuliță, veți crea presiune prea mare în mască și în timpul furnizării aerului vă va înfunda urechile. Dacă este prea moale sau lăsați piulița prea largă, nu veți putea crea suprapresiune în mască. Așa cum vă spuneam mai înainte când descriam barbotorul, partea cea mai importantă a acestuia este spărgătorul de bulele realizat aici dintr-un burete de vase. Acesta este inert din punct de vedere chimic, iar aici se vede cam care este nivelul de bule produse de un debit de oxigen de circa 2,5 litri pe minut. Pentru a nu lungi inutil filmul, care oricum este tocmai scurt, am pus aici câteva imagini de detaliu ale câtorva dintre elementele constructive ale ventilatorului. Masca cu valva acesteia, bateria de filtre a compresorului, racordurile de conectare a măștii, filtrul cărbune activ și regulatorul de presiune a oxigenului. Proba de funcționare începe cu deschiderea robinetului de comunicație dintre traseul de aer și cel de oxigen și pornirea compresorului cu regulatorul său setat pe presiunea minimă sau chiar zero. Cu masca așezată etanș pe față, creșteți ușor debitul de aer din regulatorul de presiune al compresorului până când respirați în mască fără dificultate. Crescând debitul de aer, veți vedea coloana de lichid din tubul mic deplasându-se. Dacă este nevoie, reglați supapa măștii pentru a expira doar o idee mai intens decât în aer liber. Cu cât această suprapresiune creată este mai mare, cu atât se va deplasa mai mult coloana de lichid. În timpul respirației, coloana de lichid va oscila sub acțiunea variației de presiune. În timpul expirației,
observați valoarea până la care ajunge coloana de lichid. Din acest moment, cu ajutorul formulei din imagine, puteți calcula cât trebuie redus debitul de aer pentru a ajunge la concentrația de oxigen dorită, care evident nu poate fi mai mică de 21% cât este cea a aerului atmosferic. După reducerea debitului de aer până la valoarea calculată, creșteți ușor debitul de oxigen până când valoarea citită pe scală este iarăși cea inițială. Acest lucru trebuie făcut cu regulatorul buteliei de oxigen setat inițial pe presiunea de ieșire minimă și deschizând treptat robinetul de oxigen al regulatorului. Apoi începe să măriți ușor presiunea de ieșire a oxigenului, modificând dacă este cazul și poziția robinetului de ieșire. Nu în ultimul rând, nu uitați că oxigenul în concentrații foarte mari, peste 70%, este toxic, așa că nu exagerați mărind inutil concentrația acestuia. Mai mult decât atât, informați-vă cât mai atent cu privire la modul în care aceste aparate se folosesc. După cum ați văzut, aparatul folosit este un banal sistem autogen de la Rothenberger, însă într-un final de la acesta nu am folosit decât suportul de tablă și regulatorul de presiune. Acesta din urmă, cumpărat ca atare, are un preț de circa 100 de lei, iar prețul de închiriere a unei butelii cu oxigen tehnic de 20 de litri de la Siad este de doar 5 euro pe lună, la care se adaugă încă 12 euro umplerea buteliei. Celelalte mărunțișuri au costat și ele undeva în jurul la 150-200 de lei, inclusiv masca. O astfel de butelie are circa 4000 de litri de oxigen, deci în mod normal o persoană adultă poate respira cu ea circa 25 de ore la o concentrație a oxigenului de 35% și la un debit de 15 litri pe minut, condiții care sunt de cele mai multe ori suficiente. Dacă v-a plăcut, vă invit să vă abonați și veți primi notificări de fiecare dată când voi încărca filme noi. De asemenea, aștept orice fel de comentarii, sugestii sau întrebări, iar un share este oricând binevenit. Mulțumesc!